Analizăm foarte bine și oferta fotbalistică pe ultima zi a săptămânii. Vă propun 10 pariuri, primele două dintre acestea venind din Premier League. Aston Villa Tottenham, ambele marchează, cota este 1.53. Tottenham pornește cu prima șansă la Birmingham prin prisma rezultatelor recente și mai ales a succesului cu Manchester City. Aston Villa este însă o echipă care se descurcă bine pe teren propriu, acolo unde a și marcat de 16 ori în 12 partide. Southampton Burnley X, pauză sau final, cotă 1.55. Echilibru valoric și linii de clasament identice pentru rivalele de pe St. Mary's Stadium. Egalul n-ar dezavantaja niciuna dintre părți, ambele echipe țintind în final de sezon o clasare în zona lipsită de emoții de la mijlocul clasamentului. Leganes Betis, oaspeții 1-3 goluri, cotă 1.42. Un pariu simplu, pe o echipă Betis cu 32 de goluri marcate în 23 de etape. Ultimele două reușite ale andaluzilor au venit în spectaculosul 2-3 cu Barcelona din etapa anterioară. Lazio-Inter sub 3,5 goluri, cotă 1.42. Se joacă pentru titlu, iar orice punct pus în joc, mai ales în aceste dispute directe, are o importanță majoră în îndeplinirea obiectivelor fixate. Linia de 3 goluri amintită a fost depășită doar de 2 ori în ultimele 12 partide directe, nu și în meciul din tur câștigat de Inter cu 1-0. Real Madrid-Celta Vigo, gol marcat în ambele reprize, cotă 1.45. Obișnuită să riște, să joace deschis, Celta nu-și pune mari speranțe în deplasarea de pe Bernabeu. Posibil chiar ca trupa din Vigo să-și conserve forțele pentru ce urmează, disputele cu Granada și Leganes extrem de importante în lupta pentru menținerea în prima ligă. Sevilla-Espanyol 1x și sub 3,5 goluri în meci, cotă 1.53. Punct cu punct, trupa catalană construiește pentru salvarea de la retrogradare. De această dată însă Espanyol are o deplasare grea. În ultimele două campionate, Sevilla are doar 6 înfrângeri acasă. Sampdoria-Fiorentina peste 1,5 goluri, cotă 1.40. Succesul cu 3-1 de la Torino a readus moralul genovezilor la cote decente. De partea cealaltă, Fiorentina intră în meci hotărâtă să obțină primul succes după o nouă serie de 3 rezultate negative. Jocul nu e lipsit de miză, ambele căutând să se rupă definitiv de zona roșie a clasamentului. Sepsi FC Botoșani peste 1,5 goluri, cotă 1.42. Cu Leo Grozavu și Cornel Schweitzer în staff, Sepsi a devenit peste noapte o rivală internă a botoșănenilor. Aceste lucruri se vor vedea și pe teren într-un meci pe care oaspeții, angrenați în bătălia pentru play-off, nu au voie să-l piardă. Köln-Bayern peste 1,5 goluri în repriza secundă, cotă 1.45. Rivalitate istorică, însă nu doar atât. Scăpată pentru moment de grijile retrogradării, Köln este hotărâtă să câștige primul punct pe teren propriu în fața bavarezilor după o pauză de 9 ani. De partea cealaltă, Bayern nu-și permite derapaje, lupta pentru titlu fiind extrem de aprigă în actualul campionat. Mergem în Turcia, Galatasaray, Malatya Spor 1x și peste 1,5 goluri, cotă 1.40. Punem și remiza în pariu, deși raportat la forma de moment a oaspeților, Galata ar trebui să-și adjudece un succes lejer în această partidă. Malatya are un singur succes în ultimele 11 etape din Super League. În final, vă reamintesc că să nu uitați de canalul nostru de YouTube. Ca de obicei, vă spun să vă documentați bine, foarte bine atunci când pariați. Hai noroc!